Compania de apă Buzău anunță că stadiul contractului de lucrări numărul 1 din cadrul POIM, ce are ca obiect reconfigurarea rețelelor de apă și canalizare din municipiul Buzău, a ajuns în anumite zone în faza în care se fac legături cu rețelele existente, situație în care trebuie oprită apa uneori pentru câteva ore. În măsura în care va fi posibil, aceste lucrări vor fi realizate în intervale orare care să le creeze un disconfort cât mai mic utilizatorilor noștri. În acest sens, în data de 23 a, a 2023, în intervalul orar 24-6, noaptea de marți spre miercuri, vom interveni pentru conectarea rețelelor noi cu rețelele existente în zona intersecției dintre străzile Ion Băieșu, Independenței Tudor Vladimirescu. Zona de intervenție este unul din nodurile principale ale rețelei de alimentare cu apă a municipiului Buzău, unde se întâlnesc conductele magistrale de alimentare cu apă de la trei dintre cele patru surse, sursa Zahăr, sursa Crâng, sursa Sud. Zona afectată de această lucrare este zona centrală a municipiului, cuprinsă între strada 12 aprilie 372, bulevardul Nicolae Bălcescu, strada Ostrovului, strada Tudor Vladimirescu, strada Bistriței, zona HD, strada Ion Băieșu, punctul termic 20, punctul termic 21 și punctul termic 8, informează compania de apă Buzău. Lucrările la rețelele de apă potabilă au drept scop creșterea calității serviciilor oferite de către compania de apă. În zilele premergătoare intervenției, realizăm echiparea hidraulică a noului cămin, astfel încât în perioada de oprire a apei să fie executate cât mai puține lucrări, pentru ca oprirea să fie cât mai scurtă. În speranța că utilizatorii noștri vor înțelege necesitatea acestei intervenții, vă mulțumim anticipat și vă reamintim că lucrările la infrastructura de apă și canalizare au ca și scop creșterea calității apei și a serviciului de canalizare în municipiul Buzău, a mai transmis operatorul economic.